Bună, dragi prieteni, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Presăcaru. În această seară, ca de obicei, avem o invitată specială, o doamnă specială, tocmai din București, Adina Pestroiu, care este practician certificat, și astăzi vom discuta despre curățarea energetică. Știu, sună puțin cam ciudat pentru cei care sunt neavizați, pentru cei care au studiat dezvoltarea personală, spiritualitatea, sunt sigur că sună ceva cunoscut. Bine ai venit, Adina! Bine te-am găsit! Și îmi pare bine să fiu aici. Mulțumesc! Hai că lumea, sunt sigur că e foarte, foarte curioasă. Ce înseamnă exact curățare energetică și cum se face această terapie? Pentru că este o terapie, trebuie să spunem de la început, ajuți oamenii să se simtă mai bine, să evolueze atât din punct de vedere fizic și spiritual, dar și intelectual. Păi hai să luăm cu începutul. Cu toții știm că avem corpul pe care îl avem grijă de el, mai mult sau mai puțin, putem să-l atingem, putem să-l vedem, dar avem și niște structuri, parte a noastră, pe care nu le putem vedea, nu le putem atinge, dar ele există. Și în același, uite, o analogie foarte faină e cea cu mâncarea. Atunci când mănânci foarte multă mâncare din asta de fast food, atunci aduni foarte multă toxicitate în organism. În același mod, atunci când avem gânduri din astea de joasă frecvență, de tristețe, supărare, furie, depresie și multe altele, adunăm toxicitate în structurile noastre, care ne afectează și corpul fizic, evident, pentru că suntem un întreg. Și dacă corpul nostru eliberează o parte din toxicitatea asta, numai că o parte din ea o să rămână blocată. Este fix la fel ca și cu mâncarea. Rolul terapeutului de curățare energetică, ceea ce fac eu, este să ajute la procesarea, la echilibrarea organismului prin eliberarea acestor blocaje, acestor energii blocate. Metoda în care eu sunt certificată este codul emoțiilor al doctorului Bradley Nielsen, dar sunt certificată și în Theta Healing. Și lucrăm cu ajutorul meridianelor, este foarte, foarte simplu. Meridianele sunt ca niște, dacă vă imaginați, ca niște sistemul circulator prin care circulă sângele, în același mod, meridianele sunt ca niște vene prin care circulă energia. Este foarte, foarte simplu. Și ne folosim de aceste meridiane ca să putem să procesăm. Rolul curățării energetice este, evident, de a aduce corpul la o stare de echilibru. Pentru că în momentul în care nu mai suntem asaltați de toate încărcăturile emoționale pe care le cărăm după noi, putem să evoluăm mai ușor. Și o să închei partea asta pe care am început-o cu o chestie care îmi place să o spun de fiecare dată. Emoțiile noastre ne afectează gândurile pe care le avem, gândurile ne afectează acțiunile pe care le luăm și atunci acțiunile noastre ne impactează tot firul narrativ în care trăim. Foarte, foarte interesant. Noile filozofii sau noile cunoștințe din fizica cuantică ne arată foarte clar că de fapt suntem cam 10% materie și 90% energie. Deci, până la urmă, acele meridiane de care spuneai devin din ce în ce mai importante în ultimii ani și energia noastră, energia care trece prin noi, cum interacționăm cu energiile celorlalte persoane, devine din ce în ce mai interesant și din ce în ce mai important. De aceea cred că ceea ce faci tu este foarte interesant, dar cred că și foarte sănătos. Dar hai să o luăm puțin cu începutul. Cum ai ajuns la aceste terapii? Ce te-a determinat când ți-ai dat seama că vrei să faci acest lucru, de fapt? Eu am fost interesată de genul ăsta de terapii de peste 15 ani. Acum, în țară la noi nu erau foarte populare, sau cel puțin nu din ce puteam eu să descoper cu resursele mele de atunci, însă am găsit oameni care făceau. M-a fascinat dintotdeauna, n-aș ști să zic de unde a început fascinația și unde a început practica efectivă. Am început la prima fază ca fiind persoana pe care se aplica terapia respectivă și au fost foarte utile de-a lungul
unei lungi perioade din asta de creștere, de autodescoperire, de procesare și lăsare în spate tot felul de bagaje. Și la un moment dat am început să-mi dau seama că mi-este foarte natural și îmi vine foarte natural și sunt foarte atrasă să fac lucrurile astea și eu. Și atunci am început să mă pregătesc să iau certificările pe care le-am luat ca să pot să merg mai departe în domeniul ăsta. Business-ul meu, Adina Selling Chamber, are aproximativ 2 ani de când l-am format oficial, însă interesul și practica acestei zone de curățare energetică o am de mult, mult timp înainte. Cât timp, ai spus de 2 ani, cât timp ți-a luat acest proces, aceste certificări, cam cât a durat? Cam un an și un pic. El, evident că este un proces în continuă desfășurare. Sunt foarte multe zone și foarte mult de studiat și de aprofundat. Mi se pare că nu se termină niciodată, dar cred că așa e când îți place ceva, tot timpul descoperi alte și alte zone pe care le poți explora. Dar ăsta a fost începutul, să zic, pentru mine. Hai să discutăm puțin, pentru că recunosc că am participat și eu la una din sesiunile tale alături de câțiva clienți și mi s-a părut foarte interesant faptul că făceai o, sau am făcut o curățare energetică către sau dinspre o anumită temă. Cum alegi aceste teme și care ar putea fi? Ultima, din câte știu eu, era chiar despre relația noastră cu banii. Temele de obicei le votează cei care participă la sesiunile mele de grup. Eu lucrez atât individual cât și în grupuri. Duminica facem sesiunile de grup și acolo oamenii aleg pur și simplu tema care le este cea mai necesară la momentul respectiv. Una dintre cele mai populare teme este evident cea de abundență financiară, la care tot revenim și la care tot lucrăm, pentru că e o temă foarte actuală. De multe ori nu suntem niciodată, să zic, chiar acolo unde ne-am dorit din punctul ăsta de vedere. Mereu se poate mai bine. Și eu, din câte am înțeles și chiar cred de acest lucru, banii de fapt reprezintă un alt tip de energie pe care îl putem integra în corpul nostru, în energia noastră, sau îl putem respinge dacă avem anumite blocaje, să spunem. Și tu, exact cu aceste blocaje, să înțeleg că lucrezi și îi ajuți pe clienții tăi, pe partenerii tăi, să dea deoparte aceste, să înlăture aceste bariere, aceste blocaje și să primească această nouă energie sau mai multă energie. Pentru că, până la urmă, toți avem bani, dar cred că toți avem nevoie de mai mulți bani, nu? Întotdeauna pare că e nevoie de mai mult. Sunt mai multe lucruri de făcut sau cauze faine în care putem să te implicăm. Dar ca să-ți răspund punctual la ce mi-ai ridicat la fileu, aș spune că foarte, foarte simplificat lucrurile funcționează așa. Banii sunt de fapt o uneltă. Ei nu sunt nici buni, nici răi. Ei sunt o formă de energie. La fel ca, nu știu, orice alt lucru de pe lumea asta este o formă de energie. Imaginează că noi ne conectăm cu toate lucrurile, cu oamenii și cu toate lucrurile din jurul nostru. Dacă ți imaginezi, avem ca un cordon, dacă vrei, din energie. Hai să ne-l imaginăm așa, da? Și ai această conexiune. Tu te conectezi la energia banilor. Dacă noi am fost condiționați din copilărie, de părinții noștri care au fost învățați și ei de părinților și tot așa și de ce li s-a întâmplat generații respective, că banii nu sunt buni, că oamenii bogați, nu știu, sunt răi, că mentalitatea asta de lipsă, că tot timpul ne lipsește, sunt foarte multe credințe limitative legate de bani. Imaginează-ți că noi transmitem, eu vreau să mă conectez la bani, ca la partenerul de viață, știi? Dar vin cu toate chestiile astea, știi? Vin cu tot bagajul ăsta legat de unde vreau să mă conectez. Și normal că imaginează-ți la fel ca cu partenerul, când pui unei persoane, uite, asta este bagajul cu care vin eu,
posibil să nu, cum să zic, să nu ne fie ușor să ne conectăm la energia respectivă sau să menținem acea conexiune. Și atunci curățarea energetică ce face? Cu ajutorul practicilor de care am menționat mai devreme, ajutăm la procesarea energiilor blocate pe conexiunea respectivă. Astfel încât omul să se poată conecta mai ușor la energia de care are nevoie. Uite, chiar am avut zilele trecute un feedback foarte fain de la o doamnă cu care lucrez, owner de business, care îmi spunea că, uite, am lucrat după ce am terminat un pachet de sesiuni și mi-a mulțumit pentru faptul că i s-au deschis mult mai multe uși și mult mai multe oportunități din punct de vedere al business-ului și s-au aranjat niște lucruri foarte fain și prin prisma lucrului cu mine. Acum, evident, curățarea energetică nu este, să zic, panaceul universal, e o altă formă de terapie care ajută omul, dar nu este ceva absolut. Nu va rezolva, evident, toate problemele, dar va ajuta foarte, foarte mult o persoană să devină echilibrată și să-și atingă obiectivele. Da, până la urmă depinde doar de noi cât de mult credem în aceste terapii. Și cu cât credem mai mult într-o terapie, cu atât mai mult ne ajută. Dacă suntem împotriva acestor terapii, să spunem, mai bine nu le facem. Pentru că energia se va lovi de blocajul pe care noi îl impunem. Exact cum ai spus, multe persoane au aceste blocaje nu numai referitor la bani, ci și la acest tip de terapie sau la terapie în general. Mulți preferă doar medicina tradițională, să-i spunem, pentru noi, dar medicina tradițională de obicei o putem cataloga pe cea chineză sau indiană, care nu are nicio treabă cu aceste capsule pe care le înghițim noi, cu aceste medicamente. Dacă credem și dacă suntem curioși și dacă lăsăm energia să curgă prin noi, eu sunt sigur că mai devreme sau mai târziu vor veni și rezultatele, dar depinde de noi dacă le acceptăm și depinde foarte mult și de terapeutul cu care lucrăm. Mi-ai spus și asta chiar vreau să te rog, să mai spui câteva teme pe care le-ai avut. Știu că am participat și eu la cea legată de partea de mâncat emoțional, dar și alte teme pe care le-ai avut, precum și alte rezultate pe care le-ai avut, pentru că cred că sună foarte interesant. Așa, să o luăm pe rând. Prima dată legată de ce spuneai tu de terapii și mă întorc un pic în spate, cred că e foarte important și nu e doar vorba de curățare energetică, ci și de orice altceva, cu oamenii să aleagă tipul de terapii care simt că o să-i ajute. Dacă nu vii, orice îi face, dacă nu vii, cum să zic, deschis ca să lucrezi către un rezultat, omul din fața ta nu te poate ajuta să faci nimic. Acum, legat de teme, ce spuneam, că tema banilor, tema abundenței financiare a fost una foarte, foarte cerută și una pe care o reluăm des atât în sesiunile de grup cât și în sesiunile 1 la 1 individuale. Am mai lucrat pe relații, de exemplu, am lucrat pe rănile de abandon. Astea sunt niște răni foarte puternice care se creează în copilărie, rana de trădare. De exemplu, pe relațiile cu mama, relațiile cu tata, acolo cărăm de multe ori foarte mult bagaj în conexiunile cu părinții noștri. Dar pe mâncatul emoțional, asta vine pentru cei, e foarte utilă pentru cei care au nevoie să slăbească. Am mai lucrat pe zona de adicții, pentru că adicțiile, de exemplu, au în spate anumite frici, anumite anxietăți, anumite lucruri pe care noi încercăm să le bandajăm cu diverse lucruri care nu ne fac bine. Astea ar fi, să zic, din cele mai populare teme. Ar mai fi asta cu vindecarea inimii, de exemplu. Aici se adună foarte multă suferință la zona inimii și de acolo e foarte fain, e o senzație foarte faină după ce reușești să mai lași din greutățile de pe piept, cum se zice.
Și unde mai lucrez, iar foarte fain este pe zona de cu cei care au business-uri, cu ownerii de business-uri, unde lucrăm pe diverse blocaje pe care le au ei în obiectivele lor de business. Adina, ce vrem să te întreb? Ce vârste, și deja ai început o parte de prezentare, ce vârste și cam ce profesii au clienții tăi? În general, ei au între 30 și 50 de ani, asta e media, dar evident nu este o limitare. Oricine este binevenit, dar în medie cei cu care lucrez cel mai mult, asta așa s-a format, ca să zic, se încadrează în acest interval de vârstă. În general, lucrez cu antreprenori, owner de business, care doresc să se deblocheze ori pe plan personal, ori pe plan profesional, în diverse zone ale vieții lor. Însă, după cum spuneam, nu este o limitare și oamenii care sunt mai tineri sau mai în vârstă de atât sunt bineveniți și evident nu este iar o limitare să fie owner de business, dar cumva ei sunt targetul meu principal. Acestea și persoanele cu funcția de conducere din corporație. Adina, spuneai mai devreme de relații și de nu numai interumane, ci și relațiile cu banii sau cu alte entități, să-i spunem. Dar vreau să te întreb, pentru că ai spus un lucru. Noi acumulăm, inclusiv în relațiile cu părinții, acumulăm foarte multe sentimente, de multe ori negative. Ne luăm zi de zi cu activitatea pe care o avem sau cu viața de zi cu zi și de multe ori le îngropăm undeva. Și cum spuneai, se tot adună, se tot adună, se Știu tot unde adună. Le îngropăm, scuză-mă că te rog. Te rog. Așa le îngropăm, le punem pe noi. Exact. Și asta vreau să te întreb. Cât de mult poate ajuta această curățare energetică în momentul când noi, de fapt, uităm despre aceste, de toate aceste sentimente negative, dar ele există. Cum spuneai, umplem inima cu tot felul de greutăți și pe care ne apasă. Cum putem să le readucem și să le curățăm, exact? Le putem procesa, sunt mai multe feluri. Unul este de a le procesa conștientizându-le. Asta putem să facem singuri, să ne dăm seama că ni se întâmplă o chestie care vine pe fundal în fiecare zi, pentru că noi avem cam aceleași gânduri în fiecare zi. Alea care ne supără mai ales, ele vin cu, se repetă de foarte, foarte multe ori pe fundal acolo. Astea creează o reacție emoțională, emoțiile alea captive. Imaginați-vă că sunt ca niște pulsații. Astea le avem blocate în... Rămân blocate, le cărăm după noi, efectiv. Le aducem după noi. Dacă, cred că fiecare dintre noi a stat de vorbă cu o persoană poate mai în vârstă care a avut o viață mai grea și fără să poată să spună, poate doar spune bună ziua sau așa și îți dai seama cât de mult a suferit persoana respectivă. Cum îți dai seama? Pentru că cumva simți bagajul pe care îl cară după ea. Nu o să-i știi toată povestea, dar poți să-i simți că, uite, persoana asta suferă foarte tare sau poți să-ți dai seama de anumite lucruri fără ca tu să spui prea multe cuvinte cu persoana din fața ta. Chestiile astea se simt. Astea sunt efectiv dureroase să le ducem după noi. Și odată putem să le procesăm singuri, dar mie mi se pare destul de dificil, mai ales în prima fază, dacă ai foarte multe, cred că e dificil singur. Și a doua modalitate este cea prin care ne alegem o formă de terapie. Pentru mine a funcționat cel mai bine curățarea energetică și începem să lucrăm la ele, începem să fim ajutați și începem să procesăm. Și câteodată, inclusiv astea când ies afară, sunt destul de dureroase. Tu ai fost la sesiunea de grup și ai văzut că mai erau persoane care mai tot întâmpinau pe măsură ce scoteau, mai se întâmplau diverse lucruri, îți mai vine să plângi, te mai doare una, te mai doare alta. Evident, nu este o obligație, o premisă neapărat, nu să se întâmple la toată lumea, dar câteodată când ies lucruri care sunt dureroase la iveală, e posibil să nu fie foarte plăcut pe moment, dar se simte foarte bine după. Se face, pur și simplu, imaginez că îți pleacă dacă cari după tine saci de greutăți și te simți greu și ți-e greu să te trezești, să te miști, să te deplasezi în ziua ta, de ce ai de făcut, mai ales că dai toată greutatea asta jos. Și că pur și simplu poți să fii liber, ca atunci când erai, aproape ca atunci când erai copil, știi? Te resetezi un pic.
Da, din când în când cred că mai avem nevoie de un astfel de reset, pentru că problemele se adună. Gândurile negative, chiar citeam undeva, avem aproape 95% gânduri care se repetă în fiecare zi și majoritatea dintre ele, exact cum spuneai, sunt gânduri negative. Depinde doar de noi să procesăm aceste gânduri, o parte din ele, o parte să le lăsăm să treacă și să introducem în mintea noastră, în sistemul nostru de gândire, să introducem gânduri pozitive. Pentru că doar așa vom putea avea o sănătate mentală, dar și un sistem de gândire îndreptat către soluții și nu către probleme. Până la urmă, e un lucru foarte simplu. Depinde cum ne poziționăm, pentru că lucrurile se întâmplă, și bune și rele, și să spunem, neutre. Dar depinde de noi cum ne poziționăm față de aceste lucruri. Dar cu toate acestea le vom discuta după o scurtă pauză cu Adina, pentru că avem foarte, foarte multe de discutat despre această curățare energetică. Ne revedem în scurt timp.